I will not go into the details with the technical problem. Nu voi detalia problema tehnică, vom trece acum la următorul vorbitor, un minunat prieten, un adevărat patriot, un român care s-a întors în România pentru a-și ajuta țara să instituie un nou mediu civil pentru securitatea cibernetică. Activitatea sa este larg recunoscută atât în România cât și la nivel internațional. Dan, ai cuvântul. Mulțumesc pentru prezența ta aici astăzi. Vă mulțumesc. Bună ziua, stimați oaspeți parlamentari, excelențele voastre. Mulțumesc domnului Petrescu, președintele Comisiei pentru Apărare a Camerei Deputaților. Nici eu nu sunt obișnuit să vorbesc pe bază de script, dar acum am fapte și cifre, deci vreau să le am pe hârtie în fața mea. Personal, este un forum pentru mine foarte interesant. Ce am văzut până acum a fost deosebit de impresionant și am învățat multe, sincer, și sunt foarte onorat să mă aflu aici și să vă prezint câteva dintre activitățile noi direcții naționale pentru securitatea cibernetică. După cum știți, este o instituție civilă creată la sfârșitul anului trecut sub coordonarea prim-ministrului român. Această direcție nu doar că are principala responsabilitate de a asigura securitatea cibernetică a spațiului cibernetic național, ci are ca scop să devină o organizație la nivel mondial care va poziționa ferm România ca unul dintre liderii recunoscuți în securitatea cibernetică. Sigur, nu liderul, dar între primele țări care oferă ceva de valoare. În acest moment, după cum s-a menționat de mai multe ori azi, în acest moment este un fapt. Operațiunile cibernetice, atacurile cibernetice sunt un fapt împotriva României, altor state membre, împotriva aliaților noștri, iar aceste atacuri sunt, văd o frecvență crescută, magnitudine crescută, amenințând stabilitatea infrastructurilor noastre naționale și transfrontaliere, având efect asupra cetățenilor, guvernelor și mediului de afaceri. Sincer, nimeni nu este în siguranță. Este doar o chestiune de timp. Când și dacă și cum unele dintre aceste elemente esențiale ale infrastructurii societății, economiei noastre, vor fi lovite într-un fel sau altul. În România, la nivel național, zilnic, detectăm în organizația mea peste jumătate de milion de evenimente de securitate cibernetică. Zilnic, un pic peste 30.000 le considerăm semnificative, deci atacuri de-a drepturi, și vedem sute și sute și sute de elemente de infrastructură supuse atacurilor în fiecare zi. Pe de altă parte, încă funcționăm. Chiar aici, în Palatul Parlamentului, lucrurile funcționează în ciuda unor mici dificultăți tehnice. Ce vedem? Atacatorii folosesc tehnici foarte inovative, care țin de spionaj cibernetic, modalități de a propaga ransomware și orice tip de atacuri disruptive pe care puteți să vi le imaginați, mai ales în acest context geopolitic extrem de complicat, după cum a menționat domnul Rog un pic mai devreme. Multe dintre aceste atacuri sunt sponsorizate de stat, sunt susținute de stat într-o manieră foarte inovativă, în paralel cu dezinformare, cu știri false, cu transformarea tehnologiilor digitale în arme și a cunoștințelor legate de acestea.
De la recenta invazie în Ucraina a Federației Ruse, împreună cu colegii noștri de la alte autorități competente române, am detectat, și desigur cu partenerii noștri internaționali, am detectat și am și reținut și neutralizat activ cu adevărat mii și mii de atacuri. Ultima dată, 27 de mii, 447 de astfel de active folosite în mod activ pentru executarea atacurilor cibernetice asupra unor afaceri, asupra aliaților, asupra unor organizații guvernamentale, asupra infrastructurii acestui parlament chiar, care ne găzduiește astăzi. Unele atacuri au fost foarte silențioase, de mare precizie, altele zgomotoase, de amatori, dar sincer le consider pe toate un atac împotriva libertății și democrației noastre și este o realitate. Astăzi ne confruntăm cu un risc real de tulburări. Am văzut recent asta cu atacurile ransomware de către atacanții est-europeni care se denumesc DarkSide sau aici în România atacul complex împotriva companiei Rompetrol și aceste tipuri de atacuri demonstrează ce spun eu. Vedem cât de interconectați, cât de interdependenți suntem noi, economiile, societățile noastre, cât de mult depindem de tehnologiile digitale pentru suveranitatea noastră, pentru apărare, pentru propria democrație. În acest context avem nevoie cu adevărat de instrumente mai bune, de mecanisme de cooperare, de cercetare, de cunoștință, de parteneri pentru a rămâne protejați, pentru a fi rezilienți. Direcția cibernetică română are de-a face și cu riscurile pe parte civilă, deși uneori este neclar unde începe partea de apărare civilă. E un pic complex, dar ca parte a acestui obiectiv al organizației mele, o sarcină, una dintre atribuțiile mele este să mă ocup de riscurile și amenințările zilnice în spațiul cibernetic, practic. Ce mă îngrijorează cel mai tare? State pe care le vedem cum militarizează activ spațiul cibernetic, spațiu care reprezintă un potențial uriaș de a produce pagube aici, în special efortul de a aplica norme pentru a constrânge comportamentul acestor state care nu se bucură de succes și mă îngrijorează și capabilitățile ofensive folosite, mai ales în contextul operației hibride în contextul utilizării surogatelor în conflict, în război, ce vedem ca un efect de acumulare atunci când organismele guvernamentale, multinaționale, organismele la nivel mondial sunt afectate, chiar dacă nu sunt vizate în mod direct. În special pentru România mă îngrijorează foarte mult întreprinderile mici, pentru că sunt tot mai vulnerabile în fața atacurilor cibernetice. În România trebuie să ne gândim la întreprinderile mici și mijlocii care sunt din ce în ce mai sistematic vizate și să nu uităm că avem 10 milioane de cetățeni care în fiecare zi folosesc internetul în această țară, deci avem nevoie de o perspectivă mai largă. Mă îngrijorează de asemenea faptul că viteza adoptării tehnologiilor digitale depășește de departe viteza de reacție a legiuitorului în definirea cadrului de reglementare de care avem nevoie și aici, stimați membri ai Parlamentului, stimați oaspeți, intervine în rolul dumneavoastră pentru că este absolut necesar să nu ignorați sau să nu neglijați nevoia de sprijin
Sprijinul de care au nevoie specialiștii în domeniul cibernetic. Avem nevoie de acest sprijin din partea dumneavoastră pentru a avea instrumentele de reglementare necesare ca să ne facem mai bine treaba pentru specialiștii în domeniul cibernetic în multe țări, mai ales în Uniunea Europeană. Este cu adevărat o chestiune de supraviețuire profesională sau nu. Nu avem neapărat nevoie de mai bugete mai mari sau servere mai bune. De fapt, trebuie să ne concentrăm asupra tehnologiilor digitale. Trebuie să avem un cadru legal cu adevărat puternic care să ne permită să atragem și să menținem talente de această parte a războiului cibernetic deja pornit, pentru că nu există granițe în spațiul cibernetic, de fapt. De asemenea, totuși sunt optimist. Cred cu adevărat că ne veți auzi, că veți înțelege de ce au nevoie specialiștii ăștia ultra-tehnici pentru a-și face treaba. Și cred cu adevărat că există suficientă voință și determinare din partea responsabililor, autorităților române pentru a acoperi orice lacune ar putea exista, pentru a construi o cooperare mai puternică, nu numai între organismele publice, dar și între acestea și sectorul privat, sectorul domeniul academic și așa mai departe, universitar. Și încă ceva, nu uitați că România deja contribuie semnificativ la eforturile Uniunii Europene, NATO, internaționale de asigurare a securității cibernetice și o vom face și pe viitor și mai intens. Suntem cu adevărat angajați să avem un rol activ și să punem la dispoziție resursele pe care le poate aduce ecosistemul român, de la mediul privat, la societatea civilă, sectorul public și așa mai departe. Și sper cu adevărat și cred că veți fi alături de noi în acest efort de a găsi soluții, parteneri, mecanisme de cooperare pentru a face față uriașei provocări cu care ne confruntăm. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you, Dan. Mulțumim, mulțumim, Dan. Mulțumim pentru aceste observații foarte valoroase. Merg acum la următorul vorbitor și aș dori aici să vă prezint să-l prezint pe excelența sa, ambasadorul Sorin Ducaru, care are o experiență foarte valoroasă în acest domeniu. Domeniul este acum directorul SATSEN și aș dori să îl rog să ne ofere câteva opinii despre tehnologiile emergente, sateliți, teme din ce în ce mai intens discutate între noi, nu specialiștii, ci oamenii obișnuiți, pentru că sunt multe lucruri care se întâmplă în prezent în Ucraina, facilitate de aceste tehnologii care, dintr-o dată, ne suscită interesul. Cred că generațiile viitoare, copiii, nepoții noștri, vor stăpâni la perfecție aceste tehnologii, dar trebuie să ne pregătim și noi pentru asta.